Zi de sărbătoare a fost astăzi și la Catedrala Mitropolitană din Iași. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Potrivit tradiției, după întâmpinarea ierarhilor, slujitorii au mers în procesiune spre biserică, purtând icoane în mâini. În cuvântul de învățătură rostit, înalt preasfințitul Părinte Teofan a vorbit despre modul autentic de trăire al creștinilor ortodoxi. Care este chipul unui creștin ortodox adevărat? Care este drumul pe care acesta îl parcurge pentru o viață cât mai adevărată aici pe pământ și pentru moștenirea împărăției cerurilor? Răspunsul la această întrebare importantă, esențială chiar, îl dau teologii din vremea noastră, mai presus decât ei, îl dau sfinții și dumnezeieștii părinți, sfinții apostoli, cuvântul Domnului din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Orice pagina Noului Testament este un răspuns la întrebarea care este chipul creștinului ortodox adevărat. Dacă preluăm doar cuvintele Sfântului Apostol Petru, deși puține la număr în raport cu scrierile Sfântului Apostol Pavel, găsim în cuvintele acestui dumnezeiesc apostol răspunsul la întrebarea ce este și cum este creștinul ortodox. Creștinul adevărat este cel care crede că Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Căci la întrebarea Domnului Hristos, ce cred oamenii că sunt eu? Sfântul Apostol Petru zicând, creștinul adevărat este cel care se face pe sine părtaș al dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume, arătând prin aceasta că scopul viețuirii creștine este îndumnezeirea, dobândirea Duhului Sfânt. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de copii Angelii din Iași. La final, membrii coralei au primit cărți de rugăciuni din partea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan.